Protestul a avut loc în piața prefecturii din Târgu Jiu. Au venit la protest tineri din tot județul, mulți dintre ei fără a ști însă de ce protestează. De unde ești? Din Covriț. Cine ți-a spus să vii aici? Unchiul meu ăsta, verișorul meu. De ce? Pentru că este, lucrează la primărie și ține cu PSD-ul. Pentru a susține acest partid. Să fim un număr cât mai mare și să susținem acest partid. De la Baia de Fier. Cine v-a chemat aici? Partidul. Ce vă auziți? Ce trebuie să faceți aici? Să încurajăm partidul să pice guvernul. Președintele partidului, Florin Cărciumaru, a lipsit de la eveniment. A fost prezent însă președintele executiv al PSD, Ion Călinoiu. Nici nu vrem să confiscăm ziua de 1 mai și să o politizăm. Vrem foarte clar să fim conștienți și să conștientizăm că ne vrem binele. Cum ne vrem binele? Să avem un guvern eficient. Sindicaliștii din Sănătate au uitat că trebuie să fie apolitici și s-au alăturat socialdemocraților. Probabil că este primul 1 mai de după Revoluție când manifestăm alături de un partid, fără mici și bere, doar cu dorința de a avea locuri de muncă. Au fost și oameni care, deși au multe lipsuri, spun că este prea devreme să ne pronunțăm în privința noului guvern. Este alegerea lor, eu nu am nimic împotriva guvernului din România. Încă totuși mai trebuie o perioadă până ajunge să vedem ce poate să facă guvernul ăsta până în toamnă, să zicem, la unele aspecte, să-și realizeze ce s-au propus. Dacă... E prea devreme. Jos guvernul! Realitatea m-a copleșit! Da! Vrem alt guvern! Vrem alt guvern!